Cum ți-a venit ideea să te înscrii la șef la cuțite? Ideea nu a fost a mea, ideea a fost a soției. Soția are încredere foarte mare în mine și fiica mea are încredere foarte mare în mine. Chit că ea nu prea știe cu ce se mănâncă, dar... Sper să nu dezamăgesc. Are un potențial foarte mare și atunci... Să nu știi doar tu, să aflăm cu toți. Da, corect. Nu prea sunt obișnuit cu camerele. Încerc să depășesc acest trac de privire ațintită asupra mea și de trac cu camerelor de vederi. Emoțiile mele de regulă dispar când am cuțitul în mână, pentru că atunci mă simt stăpân pe mine. Am venit cu ustensilele mele, cu o parte din ustensilele mele. Avem cuțitele mele care sunt de încredere. Preparatul pe care l-am ales astăzi, îl exersez foarte des. Face parte din meniul restaurantului nostru. Tournée de Rossini, un preparat clasic din bucătăria franțuzească și un preparat de fine dining. Eu sunt bucătar de 11 ani. Prima dată am început la 17 ani, ca barman ospătar, la o mică afacere ce aparținea de familia mea. Și acolo a fost primul meu contact cu clienții și ulterior am intrat în bucătărie. Am lucrat și câțiva ani de zile, pe o perioadă de câțiva ani de zile în Germania. Cel mai greu a fost să fiu departe de casă și asta m-a făcut ca în 2012 să renunț definitiv la a pleca în străinătate și să fac promisiunea că nu o să mai plec. Pentru că acolo ești concentrat și fixat numai și numai pe muncă. Cu bune și cu rele, aici sunt obișnuit, crescut și nu mai vreau. N-am renunțat niciodată la bucătărie pentru că îmi place ceea ce fac și acum de 4 ani și jumătate lucrez la un restaurant bun, un restaurant cu tente de fine dining în Brașov. O punem așa întreagă, sunt și sosuri care sunt bazate numai pe coji pentru mușchiul de vită. O să-l aromatizez cu trufă, o să pregătesc un piure de conopidă, o să iau conopidă, o să o curăț, spăl, o pun la fiert, o infuzez cu cimplișor. Avem un morcov african. Sunt cele mai scumpe legume cu care poți lucra în această industrie. Este o rețetă cu foarte mulți ani vechime. O să pregătesc crutonul de pâine, pe care o să vină așezat mușchiul de vită, iar peste mușchiul de vită o să vină foie grasul prăjit. Tot ce se elimină acolo este grăsimea de la foie gras. Foie grasul nu are nevoie de ulei la gătit. Chiar dacă îmi respect adversarii, încerc să fiu mereu cu un pas înaintea lor și să scot eu ce mai bun din mine și cu siguranță și un gram de noroc mă va ajuta. Sincer să fiu, sper să ia trei. Sunt la muncă colegi care îmi țin pumnii, familia îmi ține pumnii, nu vreau să dezamăgesc pe nimeni. Sper să nu plec plângând aici. Nu e grea. E de ce? E grea, bă. Carne. Ciorbă de vită. Nu e, mă. Nu e nimic aici. Băi, hai, mă, că să uite Cătălin. Ce are, mă? Ce are acolo? Carne. Desert, hai. Ce reacții! Turmedu! Bă, chiar, bă! Se zice hello, turnedo. Deci, avem un morcovior și un turnedo. Fii atent că e piure de napi. Așa pare, conopidă sau napi? Acolo. Cam subțire foie grasul. Adică foie grasul la mine trebuie să fie cât e vita asta. Deci dacă foie grasul este atâta, la Florin, vita trebuie să fie atâta. Da. Și cât mănânci? Mult. 200 de grame de vită cu 80 de grame de foie gras. O treime. Știi că nu mai durează mult până îl interzic. De ce, mă? Ori să interzică gâsca? Da. Nu. Ori să interzică procesul de creștere al gâștei pentru foie gras, de îndopare, da. Dacă ne lași fără foie gras, păi un sfer din Crăciun din Franța o să fie în super șoc. Tu îți dai seama aia care fac terinele alea și mecere. Ce o să facă Dumitrescu când o să interzică Comunitatea Europeană untul? Da. Bă, până aici. Până aici. Gata, l-am supărat. Deci până aici. O să stau numai în piață la Victorii, greva foamei. Nebun. Cum ar fi? S-a dus. Aici, la foie gras, e o problemă mare de tot. De preparat, nu sper să zic că doar lucruri bune. Nu vreau să zic că vreo chestie care să mă demoralizeze o viață întreagă. Bună seara! Bună seara! Salut! Ești Sorin, 32 de ani, bucătar de profesie. De unde? Din Brașov. Și unde lucrezi? Lucrez la un centru istoric, la Casa Hișor.
Aha, cum și ce face Manecula? Bine, mai bine, mă susține. Da, sper să nu dau greș. Tu erai de dură când l-a stricat pe Montella? Nu erau atunci, nu erau ei atunci. Ba, da. Când? Acum cât timp? În 2012. Nu. Deci nu mai poate uita-te la el. Când am mâncat eu la voi? Anul trecut, în vară. Da, tu ești bucătar de cât timp? De 11 ani. Și ce pasiuni mai ai și tu, în afară de bucătărie? Doar ce foarte mult să schiez. Păi și ai timp să schiezi? Da, am și timp să schiez. Pentru pasiune întotdeauna îți faci timp. În cât timp cobor poți să var? Undeva la vreo 3 minute. Te deranjează casca? Nu, am urechile mai clăpute și... În cât timp cobor poți să var o cătărine? Băi, ești... 3 minute? Da, pe undeva, pe acolo. Tu când te duci la schi, stai doar la coadă. Da. Deci ziua ta de schi înseamnă că stai la coadă. Da, da. Eu mi-am ciocolată postăvarul și... Știu ce altceva cu postăvarul, dar nu știu, zi-mă care e. Ciocolata postăvarul... Cum e? Nu știu, jur că nu știu. Nu știu ce fac asta, tu știi? Da. Zi-mi, toată lumea o știe. Nu știu, mă, învață-mă, na. Zi-mă tu. Nu pot să zic. E rușine, îmi dai seama. Nu pot să zic așa ceva, să mă uite și copii. Da? Face... cum e parul. Ah, ok, am înțeles. Am înțeles. De-aia merge Cătălin la postăvară. Am înțeles. Da. Dar pe tine te-a învățat să schiezi? Da, el te-a învățat să schiezi? Și pe pica noastră. Da. Aici ce ai pățit? La foagra? Nu la foagra, în farfuria asta ce ai pățit? Ce emoție ai avut? De ce? Ce s-a întâmplat aici? Nu știu să zic exact ce emoție am avut. Am avut emoția de tigăi. Nu știam exact cum se comportă. Dai foc de dedesubt, se încinge tigaia și începi să-ți gătești preparatul. Da, ideea e că nu știam că de bine o să rețină căldura și să nu-mi afecteze preparatul. Și cam asta s-a întâmplat și la foie gras. Sosul l-ai făcut de la cap la coadă, sigur? De la cap la coadă. Și dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să faci parte? Sincer, aș vrea ori cu șef Bontea, ori cu șef Dumitrescu. Păi și Cătălin ce are? Nu am nimic ca personal cu el, am apucat să-l studiez, nu are nimeni nimic cu el. Ce zici? Eu zic că o să-l iau. Eu așa... Un cuțit, două cuțite, trei. Cuțitul de aur? Trei. Hai, de aur, poate că a avut emoții, nu aș zice, dar trei zic că da. Bun, foie gras un pic uscat, pentru că l-ai tăiat foarte subțire în momentul în care l-ai prăjit. Încerca să mă apropii cât mai mult de un centimetru. Nu, mai mult de un centimetru. Trebuie să ai 2 centimetri minim pe scalop, maxim 3 centimetri pe scalop. Uh-huh. Mă gândeam că între 2 și 3 centimetri e ca și cum ai mai adăugat 50%. Păi da, între 2 și 3 centimetri, dar în funcție de cum scade cuțitul. Că dacă îl tai la 2 centimetri e perfecționat. Dacă îl tai la 2 jumate, că ai zone, porțiuni de... Na. Atât, asta e... Nu, eu vă las să discutați despre jumătate centimetru foie gras, adică... Dublu ăsta e perfect. Înțelegi? E mai simplu așa. Să știi că trufa nu s-a simțit absolut deloc pentru un preparat de genul ăsta, iar preparatul tău un pic neașteptat mai pe old fashion. Da? Da, am încercat să vin cu ceva foarte nou, experimental. Am preferat să merg un pic pe clasic. Trebuie ceva nou, experimental, putea să fie foarte bine unul din preparatele pe care le faci în restaurant. Nu cumva să fi greșit ceva. M-a avut un pic de emoții să nu treacă mușchiul de vită de coptură. Oricum, știu sigur că după experiența asta o să visez vreo 5 ani de zile numai șef la cuțite. Asta a fost cea mai grea etapă. Cum să ai mai emoții cu asta? Da, dar cum să nu? Eu mi-aș dori ca omul ăsta să fie în echipa mea doar să-mi facă sosul ăsta. Fantastic! E foarte gustos, doar cu carnea gătită la fel. E... No. Mulțumesc! Sosul genial! Foarte, foarte bun! Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Cel mai greu este finala și sper să ajungi acolo, om. Da. Deocamdată n-am reușit să procesez. Încă sunt într-o tranziție, așa. Nu reușesc să mă concentrez. Bă, curaj. Cine te-a împins? Soția. Băi, nu-i frumos să vorbești cu gura plină, dar să-i transmiți felicitări. Bine, mă, ia fii atent aici.
Ia dă cuțitul ăla încoace. Ca să fie nevastă ta, sigură. Hai de treabă. Da, mă duc. Bă, știi ceva? Te lași și pe fa. Și la cine vrei să mergi în echipă? Na, ăsta e șantaj deja. Stai, mă, să fac și eu, Olin. Da. De ce sunteți bagolari și vagabunți? Asta e șantaj și nici nu știu cum se procedează. Ați mai făcut chestia asta vreodată? E prima oară. O idee prea copleșitor. Nu știu, dacă e bătaia atât de mare, ce să fac? Ce să fac? Până când am timp să mă gândesc? Acum. Acum? Eu am dat primul ăștia s-au luat după mine. Dumitrescu ți l-a dat pe la negru? Nu, nici n-am terminat cu el. Păi ce, am terminat că vorbeam încă cu el. Ia treci mă tu la locul tău. Deci ce atac la sentiment, da? Primul atac la sentiment. Te-am întrebat așa, cine te-a împins să vii aici? Și tu ai zis soția. Hai să-i dăm soției. Ce trebuie să-i dai soției? O să merg pe planul de acasă și o să merg mai departe cu șef Sorin Bontea, cu tot respectul pentru, pentru voi. Dar planul de acasă vine să se întâmple așa. Da, să știi că el deja se primă. Păi, mi-a dat primul. Hai să râs, aveam de gând să fac asta. Ești mai bătrân cu un an și ceva, te cred, ești puțin mai încet. Aveam de gând să fac asta. Aveai nevoie de un impuls? Nu, încă nu terminasem discuția cu el. Bine mă, eu atunci mi le retrag pe al meu dacă e așa, pentru nu e nicio problemă. Bravo, felicitări pentru asta. Dă-mi mulțumesc, frumos, băi, Bontea. Așa? Să aibă măcar și de la mine ceva. Bravo. Mulțumesc. Băi, felicitări. Bravo, Sorin. E tizul meu, mă. N-are cum să fie la tine în echipă. Da, este bă, tizul. Da, da. Băi, ai cuțitul de aur. Doamnă, ai cuțitul de aur. E mare responsabilitate. Fii atent, l-am dat în a patra zi de filmări, cuțitul de aur. E primul pe sezonul 10? Da, ești primul în sezonul 10 care a luat cuțitul de aur. Și primul în 10 sezoane care a luat și a avut ofertă de 3 cuțite pe masă. Da. 3 cuțite de aur. Da? Respect total pentru Cătălin, pentru Florin, pentru mine, pentru tine. Nu m-am așteptat niciodată și nici nu mă considera atât de bun încă să merit 3 cuțite de aur, adică nu știu cât de bine îl merit și pe acesta. Felicitări, bravo! Motivul pentru care am venit la Șef la Cuțite este fetița mea. Îmi spune întotdeauna că trebuie să apar la televizor. De ce nu apar la televizor? Și în al doilea rând am venit la Șef la Cuțite pentru că vreau să îmi demonstrez că sunt la nivelul la care spune toată lumea. Am ales astăzi să fac un desert. Am vrut să reprezinte copiii mei mai exact. Fetița mea se numește Maia Ștefania, are 5 anișori. Am și un băiețel, Andy Gabriel, are 4 anișori. Am fost căsătorit, mămica a avut ceva probleme și a trebuit să renunțe la custodia lor, așa că i-am luat-o. Și vă spun că sunt foarte fericit. Această farfurie, practic, reprezintă ultimul an în care eu a trebuit să rămân cu copiii. Am trecut peste anumite chestii și am vrut ca farfuria mea să fie ceva dulce, pentru că, practic, asta reprezintă un copil, ceva pur dulce, transparent, bineînțeles. Am ales izomaltul, am pregătit hipenul, o să băgăm și crumble-ul în același timp. Pregătesc un mus de ciocolată, un crumble de cacao, o să am chipsurile de hipen pentru o aromă mai fină, să spun așa. Am un ragu de căpșuni, sunt practic niște căpșuni marinate în bisarono, o aromă de migdală, îmi completează ciocolata foarte bine. Am început să lucrez în bucătărie la frageda vârstă de 18 ani. Am început categoric de la un post de jos. După experiență am plecat în Italia să învăț să fac paste. În Italia am stat 4 ani de zile. Doar că nu puteam să mă plafonez, nu suportam ideea asta. Dacă ceva mi se părea mai wow sau o provocare, plecam. Am primit o ofertă pentru Germania. A fost puțin greu la început pentru că mare parte în bucătărie se vorbea germană, doar patronul era italian. După o perioadă am avut noroc că mi s-a dat mână liberă, să spun așa, și mi-am format eu echipa. Adică mi-am adus din Vâlcea toți, bucătarii, ajutorii, tot. Și vă dați seama, după aia am început să lucrăm, vorbeam numai română. Fac un balon de izomalt, paharul cu probleme din farfurie, știi? Care se sparge și curge tot. Bucătăria pentru mine, pot să spun la ora actuală, că este aproape tot. Dacă aș pune și copii, ar fi tot. Este singurul loc unde mă liniștesc, tocmai de aceea am momente când gătesc noaptea. Plec de acasă, mă duc, anunț, vedeți că vin să deschid iară bucătăria și stau singur până la 4-5 dimineața, unde încerc să fac anumite preparate sau să îmbunătățesc din meniu la restaurantul unde lucrez. Practic îmi găsesc liniștea, mă calmez, nu știu, e ok pentru mine și nici nu m-aș vedea să fac altceva. Sper să vă surprind plăcut cu musul meu de ciocolată.
Eu m-aș vedea în echipa domnului Dumitrescu sau domnului Bontea. Cred că mă regăsesc în amândoi, mai mult puțin în domnul Dumitrescu. Este puțin mai posesiv în bucătărie, să zic, vrea mai mult, cu o perfecțiune maximă. Și tocmai de-aia vreau să ajung în echipa dânsului. Desert, că vrei ceva dulce. Nu, nu. Pentru tine. Doamne ferească, sunt am să nu văd desert. Am văzut să bagă desert. Să nu văd desert astăzi. Să bagă trei deserturi repede. Să nu văd desert astăzi. Desert, nu, desert, nu, desert, să nu fie desert, niciun desert, simul? Să ce? Nu fie niciunul, niciun desert ma, să nu fie azi. Mă, opa, l-am nimerit și pe ăsta, ceva s-a întâmplat cu mine, bă, frate. Mi-ați mai pus și mie un pumn că l-am nimerit? Fii atent, vezi? Nu așa să face, Florin, așa să face. Se sparge mai drăguț. Așa se sparge mai drăguț, așa. Așa să face. Ia să vedem, mus de ciocolată, l-a cred. L-a făcut cu fenul, fii atent. Poate l-a suflat. Și l-a făcut la lampă, nu știu. Vedem. E prea cristalizat să fie făcut la lampă. Avem așa mus de ciocolată. La fern. Deci mus de ciocolată cu biscuiței. Ce aici e un sable. E un sable. Da, da. Știi ce-mi pare? Că ar fi ciocolată cu lapte. Nu e ciocolată neagră. Nu e ciocolată neagră. Pare un ganaj. Deci este un tânăr mus, patiser. Eu zic că trebuie să fie mus, așa. E un tânăr patiser care a studiat mult pe internet cum să fac... chestiile astea de izomale. Sau cine știe ce mai fi? Un tânăr bucătar. E mult prea limpede ca să fie zahăr, e izomal, 100%. Și ne-a dat cu aur așa pe opulență. Dar tu ai mai mult aur ca mine. Ți-l dau ție tot aurul din lume. Vreau să-mi fac un dinte din aur. Ia, că dacă îl iau de acolo, se strică. Cât îți trebuie ca să nu știu câte foi de astea. Păi stai un pic, facem altfel. Ziua ta e pe 2 martie, da? Da, așa, da. De ziua ta o să-ți fac cadou un dinte de aur. Deci nu știu cum. Nu se lipește. De asta trebuie să intru la tine în echipă. Trebuie să-mi spui la care dinte ești pregătit să renunți. Stai, bă, că facem păi așa, dacă nu, tu îi dai dintele de aur. Ceva, că se pune peste el, mă, așa. Păi nu are, mă, niciun sens după aia. Gândește de când am... Fațetă, bă, de aur. Nu fațetă, mă, băi, nu. Tot dintele, mă? Păi, bă, tată. Nu cum s-au îmbogățit, mă, soldații în al doilea război mondial? Ce au, m-au furat? Erau dinți da. De aur? Da, luau, căutau dinți de aur. Vorbesc serios, am citit și eu în cărți, în Sven Hassel. Ai citit în Sven Hassel, da. Asta vreau să zic. Era fix în Sven Hassel, asta era vorba. Adică dinte de aur vreau să-ți să le fac așa la ea. Exact, să-ți clipească. Auzi, ce aveau soldații aia pe vreme? Ia să vedem, cu ce ești dotat? Păi pușcă și patent. Exact. Lăsați dinții mei de aur, cine a gătit? Eu v-am zis și... Patisier, da, covedat. Câtă presiune, frate. Nu sunt foarte happy cu musul de ciocolată, spun foarte sincer. Îmi place foarte mult biscuitele, îmi place cremuța aia galbenă. Musul de ciocolată, nu sunt cel mai fericit cu el. Facem cale întoarsă printre rețetele degustării sezonului 10. Acum vorbim de un desert gătit de Adrian, care dorește cu nerăbdare să afle verdictul. Aha. Bună seara! Salut! Numele meu este Stroi Adrian, am 35 de ani, sunt șef bucătar. Lucrez de 16 ani în bucătărie și în seara asta am vrut să vă surprind cu un desert. Șef bucătar? Da. Lucrez la un restaurant, am luat proiectul ăsta undeva prin mai. Îmi iau restaurantul, îi fac meniu, organizez echipa. Consultant? Da. Ok. Dar unde? În Vâlcea, în Râmnicu Vâlcea. Tu ești din Vâlcea? Sunt din Vâlcea, dar am lucrat și în Târgu Jiu și prin străinătate. Pe unde? În Italia, în Germania. Și ăsta din Vâlcea cum? Este ok, merge destul de bine, ba chiar mai bine decât ne așteptam noi. Ce specific e, mă? I-am făcut mâncare și românească, am băgat o pagină fine dining și am ceva și italienesc. Deci, clasicul... Ce călă o să vie? Aveți și ciorbă și... Nu. Și clienți aveți de toate cere, trei? Mă, am. Cătălin. Așa sunt foarte mulți care... Da, e ca la magazin, la da, tot. Bravo, pizza, dar parcă aș mânca și eu ciorbă de băcuță, știi? Mamă, și dacă tot ai ciorbă de băcuță, de ce nu dai și mie un spring roll? Să ai spring roll? Mamă, ce bun! Da, ar putea fi și un spring roll pe acolo, adică și mama mea. Deci, bucătar de meserie. Da. De ce ai ales să faci asta? Pentru că motivul pentru care am venit aici au fost în primul rând copiii. Ai copii? Da. Câți copii? Doi copii. Maia și Andrei, 4 și 5 ani. Mulți înainte să sunt despărțit, trăiesc cu mine și tocmai de asta am ales să fac un desert. Nu, cu mine. De regulă așa sunt. De regulă, da. Cum de s-a întâmplat invers? Da, că asta e rară treaba. A avut niște bube și
n-a avut cum să se păstreze. Adică? Adică da, a făcut anumite împrumuturi, lua bani și nu-i mai dădea înapoi. Adică e vorba de multe sute de milioane, nu 10 lei, 20. Împrumuturile se făceau ziua când eram la servici. Eu oricum lucream aproape zi de zi și nu aveam de unde să știu ce se întâmplă, unde se duc banii sau ce face. Nici până ziua de azi nu știu ce s-a întâmplat cu banii. Ăsta a fost motivul divorțului, pentru că normal nu puteam să stau la infinit să muncesc ca să acopăr anumite datorii care nu le făceam eu sau nici măcar nu vedeam banii. Și am preferat să renunț, să-mi iau copii și credeți-mă că sunt mult mai bine. Și cum te descurci? Meseria pe care o știm cu toții că da, te ține la muncă? Lucrez foarte mult, este foarte adevărat, cu bonă. Îi duc la bonă dimineața, trimit taxiul, îi duce seara acasă, mă duc eu și eu. Și ți-e greu? Nu. Ok, și ai venit datorită copiilor? Maia îmi spunea întotdeauna, eu cum mă uitam mereu la televizor, îmi spunea, de ce nu te duci, de ce nu te duci? Și peste toate am venit și că vreau să mă testez așa, să văd dacă merit unde sunt momentan. Adică, la ce spun clienții. Testările se fac înainte să intri în platou, dacă ești negativ, intri, dacă nu, nu intri. Da, da, da. Astea sunt toate testările pe care le facem noi aici. Să văd dacă merit. Sfata ți-a zis să faci desert? Nu, eu am ales. Am vrut practic să fac un pahar cu probleme care se sparge și găsim drumul cel bun. A, deci am făcut bine că i-am dat drumul de sus. Da. Chiar m-am gândit la treaba asta când deci am văzut. Deci paharul cu probleme s-a spart. Da. Și de unde vine povestea asta? De anul trecut, de când am început cu divorțul, cu toată nebunia asta. Și în același timp și munceam și stres și... Și tu crezi că dacă ai merge mai departe, mai face față copiii? Fac. Acum am două bune. Două bune? Înseamnă că păi se câștigă bine, mă, ca gata, bucătar, două bune. Ce? Ca și consultant se câștigă foarte bine. Și lucrez, nu numai consultant. Adică lucrez cu ei, nu e o problemă. Ah, ok. Cum ai făcut paharul? Cu... Pump Sugar, se numește o pompiță de umflat specială. Da, cu pompița. Da. Chipsul acela era din Hippen, mai trebuia cât lăsa 10 secunde. Hippen. Este un element de decor, de plating, l-am luat de la o persoană care am înțeles că a făcut un curs de Michelin prin Germania și mi-a dat, mai dădea mici secret. Hippen. Uite, de asta n-am auzit. Nici eu. Adrian. Deserțelul tău e drăguț. La musa e o mică problemă. Și știi treaba asta. Știu. Dar... Nu am cântărit ceva. Zahărul nu l-ai cântărit? Nu, am pus un pic de dizaronul și am scăpat mai mult, de fapt. Și cafea. Nu, nu, nu. Ăla e ultima problemă. Dar zahăr e problemă. Da, da, da. Adică ce fel de ciocolată ai folosit? Că aici încă sunt confuz puțin. Neagră sau cu lapte? 54 și cu lapte. Și albă. Și ai mai pus și zahăr. Ai pus și albă. Ai și albă. Asta e problema, de fapt. Da. Asta deci, era zahărul a scăpat. Ciocolată albă aici, în combinație... Dulce grele. Nu, n-am cum să te mint, să spun altceva. Nici nu vreau. Spectaculos. Mulțumesc. Arată bine. Toate mi-au plăcut, mai puțin musul de ciocolată, unde este mult prea dulce. Mulțumesc. Mergi scuțit. Mulțumesc frumos. Ăsta este al tău. Nu mă așteptam ca un bucătar să vină cu un desert. Bine, s-a mai întâmplat, dar... Felicitări! Tot ceea ce faci. Baftă. Mulțumesc. Tot vreți. Mi-a făcut plăcere. Baftă. Sport. De bine așteptam să văd. Auzi? Dă-l pe la încoace. Po, și nu cred. Ma. Serios? Eu zic să te grăbești. Bine ai venit. Apropo, păi mie mi-a plăcut foarte mult. O echipă, nu contează. Mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut aici. Eu n-am dat până acum niciodată cuțitul de aur. Oh, repede așa, nu, noroc că n-ați mai avut voi cuțite. Ăștia nu s-au dezmedicit. Niciodată n-am dat cuțit de aur pentru un desert. Nu că nu mi-ar plăcea un desert, dar ăsta a avut ceva special. Doar tu ai dat cuțit de aur. Probabil povestea. Mulțumesc. Băi, ne vedem în Betelui. Bravo! Așa că spune fetiței tale că ai ajuns la emisiune și că restă în toci. O sun acum, oricum. Bravo, îmi felicitări. Bravo, băi, mulțumesc. Bravo. Mulțumesc frumos. Deci, bucătar știe să facă și deserturi. Mulțumesc. Dar lua transpirație. Păi nu mai pot. De ce e transpirație? De emoții. Nu după asta ai venit? Ba da. Dar nu mă gândeam că e așa greu. Băi, și-a dat fost greu. Că n-ai făcut nimic greu. Acum e greu. E, deci, ce pe greu? De fapt. Săracu, ce-ai mă cu el? N-am mă nimic cu el. Îți place... Da? S-o fi uitat și el la televizor și a văzut ce înseamnă să cari în spate
cuțitul ăsta de aur. Da, adică e o presiune pe tine. E o mare presiune. Mai e o presiune în plus, că e scârbătesc. Nu mai contează. N-aveai tu destule, mai acum. Acum, ia-ți-o pe asta. Să vezi după aia ce cauți tu când să le spargi, să spargi ghinionul. Bine ai venit în echipă. Mulțumesc. Baftă. Felicitări. Bravo. Chef la cuțite, o emisiune îndrăgită. Și la îndrumarea atâta familiei cât și a prietenilor, am decis să fac și acest pas. Urmează ca în săptămânile următoare să devină tătic. Soția mea trebuie să nască. Îmi țin pumnii, amândouă pot spune, chiar dacă cea mică încă nu a venit pe lume, îmi țin pumnii cu toții. Sunt 10 ani norocoși pentru mine și cred că sezonul 10 va avea un impact asupra mea și o să am noroc. Pentru astăzi am pregătit un filet de sibas, lup de mare, cu garnitură de fasole verde, un sos mediteranean și ceva elemente de decor, mai exact o gulie aromatizată cu turmeric, musul de țelină cu musul de morcov și diferite ierburi aromatice pentru aspectul farfuriei. Nu am nici cel mai mic dubiu că nu aș obține niciun cuțit, adică venind vorba de speriat, de șef, nu. Asta din pricina faptului că am lucrat pentru bucătari mari de la noi și pot spune că acea tensiune am mai întâlnit-o. Sunt obișnuit cu ea și o pot ține în spate fără probleme. Am încredere în mine și îmi știu potențialul. Bă, nu da, să nu miroase mai nimic. Ce castraveți? Nu știu de ce, dar am tot miroase castraveți mureți. Oh, ia uite, mă! Peștișor. Sibas. Bă, și legumițe, și piureoași, și măslinuțe. Sibas cu provenzal, fii atent. Avea și gulie. În anul în care am cunoscut-o pe soția mea și lucram la bistro, făceam doradă cu sos provenzal. Da? Da. Dar nu băgam fasole verde. Cine mai bagă, mă, fasole verde în mâncare? Bucătarii pe vechi, să știi că au fasole verde în meniu. Dar mie îmi place foarte mult sotul de fasole verde. Și mie. Mă face nevastă, mă, o tohăniță de... O mâncărică, gândiți-o, mâncărică așa de fasole verde. Aoleu, e bună rece așa, știi? Mhm. Și Sorin încă mănâncă. E de bine. După cum e gătită farfuria asta, s-ar putea să avem o surpriză și să nu fie bucătar și să nu fie nici român. Să fie bărbat capul și cam mult. Da. Asta e farfurie tipic cârciumioară. Da. Mâncărica aia mai așa, știi? Da. Piureuțul meniul ăsta pe aici n-ar avea ce să caută. Cum e meniul zilei? Deci în Franța asta e meniul zilei. Câți bani, mă, dai tu pe meniul zilei? Toată lumea mănâncă fasole, mai puțin pește. Da, mai cu un singur filet de pește, nu două. Iar măslinele, de unde le-ai filat? În Oltenia. No, astăzi dau curabia. Ah, că au venit papă. Au venit papă, da. Cred că e Florin transpirator. Are migdale. Ăsta nu e o sturie, migdală. Sunt fulgi de migdală. Ce schimbă povestea? Adică schimbă nimic. Nu schimbă, mă, nimic. Bună seara, șef. Bună seara. Bună seara. Numele meu este Dragomir Florin. Okay. Am vârsta de 30 de ani. Mulți ani. Sunt bucătar, mulțumesc asemenea și dumneavoastră. Uh-huh. Lucrez în domeniul de aproape 14 ani. Și ai învățat meserie la Bernescu? Nu, îmi doream tare să învăț de acolo. Da? Dar unde ai învățat? În cadrul unui lanț hotelier din București. Ok. Înainte de terminarea liceului. Ai, munceai în timp ce erai la liceu? Da, voiam să fac niște bănuți. Așa. Și mai departe ce ai făcut? Mai departe am descoperit că îmi place această latură și am continuat. Bucătăria, îmi place să gătesc. Dar ce gătești? Adică ce gătești bine? Bine, întrebarea asta, șef, o tot primim cu toții ce suntem în domeniu și nu am chiar luat toți. Contact. Ok, nu chiar toți. Gătesc de la pește, fructe de mare. Nu. În afară de pește, ce gătești bine? Adică... Carne. Deci carnea o gătești bine, peștele... Peștele și altă... peștele zic că știu să-l gătesc. Ai și lucruri pe care le gătești bine? Ce anume, și un pește pe care îl gătesc? Nu, lucruri pe care le gătești bine. Da. Cum ar fi? Chiar și pește. Pește, carne... Nu, deci fără pește. Lucruri pe care le gătești bine. Am, da. Săracu este foarte emoționat și nu-și dă seama de... De glumă. De glumă. Ce gătești bine?
Mâncare. De care? De care? Pește? Și pește, nu, da. Fără pește. Lasă fără? Pește. Da, să înțeleg că nu a fost... Carne, ai zis, carne. Da. Ok. Ce, ce carne? A mai murit un drac. De pește, nu? Carne de pește. Și pește, vită... Grill, sous vide sau cuptor? Toate. Ce? Ce? Toate. Am gătit și pește? Grill. Peștele? Nu. Nu sous vide. Nu șef. Acum, acum este în buclă și de fiecare dată când o să spună pește, toată lumea o să râdă. Acum, cum îl gătești pe grill? Că ăla-i din inox. La pește vă referiți? Nu. Cu ăla știm cum stă treaba, ne-am lămurit. Ai zis că gătești grillul. Da. Cum gătești grill? Că ăla-i din inox. N-ai ce să-i faci. Grillul, a, am înțeles. Carnea. Carnea. Ce fel de carne? Carne roșie. Nu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Îmi cer mii de scuze. Sunt și emoționat. Dar ție îți place bucătăria? Da. Altfel nu cred că rămâneam în domeniul. Adică îți place să gătești? Da. Și pește? Ce gătești bine? Exact ce v-am spus mai devreme și mai repet a treia oară. Mâncare, tot ce ține de mâncare. Ce mâncare? Ce stil? Și internațional. Grilluri? Grilluri, chiar și grilluri, da. Dacă da, zice pește. Chiar și pește încă o dată. Da, pește gătești? Gătești și pește. La grill? Tocmai ce v-am gătit în asta. Chiar și la grill nu. La mai grill zis nu. Că te cheamă? Florin. Florin. Dragomir. Deci, Dragomir. Șef? Șef. Ce gătești bine? Ce gătesc? Bine. Bine. La grill. La grill? Așa ai spus. Carne. Deci vă jucați cu mintea mea la acest moment. Deci nu înțelege, pe bun, înțelege și nu înțelege nimic. Hai că începe să se prindă ușor, ușor. Nu înțeleg. Hai să mai facem o dată. Da. Dragomir, hai să încercăm să luăm. Deci, ție îți place bucătăria? Da. De ce? Simt lucrul ăsta, îmi place. Tot cum îl simți? Că de aici a început toată nebunia. Păi, lucrând și rămânând de atâta timp în domeniu, dacă nu ce domeniu? Ce domeniu? Domeniu Horeca. Ah. Și gătești? Gătesc, da. Ce? Tot ce ține de mâncare. Pește? Și pește, șef. Dar îl gătești bine? Da. Carne gătești bine? Gătesc. Știi să o gătești? La grill, nu pește. La plită, am înțeles. Nu cred. Deci v-aș juca cu mintea mea. V-aș juca cu mintea mea. Vreau să beau ceva de la voi, chiar dacă... Unde lucrezi acum? Sur, da. Așa. Unde lucrezi acum? Bravo, bă. Spectaculos peștele. Dar ce ai obosit? Nu. La grill? Nu obosesc, șef. Stau în bucătărie 15-17 ore. Florin. Dacă aș să mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să faci parte? La mine. Cu respect încă o dată. Da, e foarte gustos, bravo, țin așa. Și stai mă, mai povestim un pic, că n-am apucat. Ce a fost asta aici? A fost fanitare. A fost haos. Du-te înapoi la loc, că vreau să mai vorbim cu tine. Așa tot. Deci tu ești de meserie, practic la 16 ani ai început meseria asta. La 16 ani lucram pe vară. Și ce gătești? Orice, acum. Dar tu la ce dracu te-ai gândit? Ce ai crezut tu? Da. L-am auzit pe Cătălin la grill, pește, era capul meu, erau... Îmi imaginam că l-aș putea bate și la grill în momentul ăla. Doar să fie piese, să nu fie de ce nu l-a făcut la grill? Tu știi că peștele este spectaculos la grill? Dar să nu-l pui pe grill? Poți să-l faci. Da, da. Auzi? Cu siguranță. Da, foarte tu acum, foarte hai să simpatic. Vedem. Aici ai învățat meseria la da, acolo. După aia unde ai lucrat? După am lucrat la un restaurant italian în Pipera. Zic cu nume. La Suite nu mai există, așa se numea. După am fost prin Dorobanți la un bistro. Așa. Am mai fost și la Marriott, am lucrat o perioadă, dar foarte scurtă. Așa. La Tuk Tuk. Ok. La Yuki. Așa. Și după am trezit să merg la Joseph. Și cât ai stat la Joseph? 3 ani. Și pe ce post ai ajuns? Pe tigăi, că nu aveai cum să ajungi pe pas din prima. Am furat pe toate. Ce post ai ajuns în 3 ani? A, pe pas. Oh. Ia-l pe ăsta. Nu cred, nu cred. Dă-l mă pe ăla încoace. Nu cred. Eu uite gata. Gata? Mersi mult de tot. Bă, și tu mai minunata, băi. Câte zile de preselecție mai avem? Mulțumesc mult de tot. Hai să facem o poză, vină pe partea asta. Felicitări. Bravo. Bine, l-am întrebat din ce echipă ar fi vrut să facă parte. Nu mă lasă înainte de asta. Când dacă, i-ai dat cuțitul, l-ai întrebat ceva dacă, și dacă îi place bucătărie. Hai să facem o poză. Ăsta e CV-ul. Mersi mult de tot. Bravo, băiat. Asta, bravo, bă, felicitări. Cum ai zis că te cheamă? Felicitări. Dragomir Florin, nu Dumitrescu.
Și foarte gustos. Ce știi să gătești, bă? Foarte mișto. Orice. Bravo. Bravo. Așa. Trebuie să știm să gătim. Mamă, și tomul la cam, e dar repede ăsta, bă. Bă, ce mult. Pe unde? Felicitări, pe acolo, pe acolo. Ce vrei tu, ce-ți mai arăt? Ai cuțitul de aur, ai rotund. Liberă trecere. Mersi. Platou e al tău. Florin, Florin. Bă, ce știi să gătești bine? Ce doriți dumneavoastră la orice oră?